prin cuvântul Dumnezeu pe toate le-a adus la ființă. După aceea avem în Ioan 1:1 și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Dar chestiunea asta este valabilă nu numai pentru creația lumii, ci și pentru crearea omului. Fără cuvânt, omul nu ar fi om. Deci prezența conștiinței eu aș lega-o de prezența acestui logos cu care am fost înzestrați. Și logos, vedeți, în limba greacă înseamnă nu doar cuvânt sau verb, înseamnă și temei, înseamnă și sens, înseamnă și intenționalitate, înseamnă și scop. Cuvântul acesta e un cuvânt foarte bogat, cuvântul logos e până la urmă intraductibil. Câtă vreme omul ține de această înzestrare a lui, de această natură logocentrică, să spunem, a făpturii umane, atunci el își păstrează umanitatea și salvează umanitatea și reușește să se deosebească de celelalte animale. Mai există încă un lucru despre care Grigore Denisa vorbește în cartea lui despre crearea omului, un teolog de secol IV, și el spune așa: omul a primit darul cuvântului și a început să verbalizeze, să articuleze sensuri doar pentru că are mâinile libere. Spre deosebire de celelalte mamifere care merg pe patru labe, da? Și care privesc mereu în jos, omul prin statura lui verticală are capacitatea, nu? De a depista un câmp vizual al infinității prin ochi, da? Pe de o parte. Pe de altă parte, de a gesticula ceea ce fac eu acum, adică de a comunica. Și trupul meu devine verb prin faptul că eu vorbesc cu mâinile, da? Prin gesticulație eu comunic și asta o facem în arta teatrală cu desăvârșire. Fără aceste eliberare a mâinilor, n-am fi avut acest spectacol fabulos al frumuseții, al spiritului ludic pe care cei doi tineri arădeni l-au produs în fața noastră. Și nu în ultimul rând, fără mâinile mele libere, spune Grigore Denisa, eu n-aș putea să scriu. Eu n-aș putea pune această manualitate la lucru în sarcina asta obligatorie pentru om de a transfera un nivel al conștiinței de gândire bunoare în scris, da? Prin caligrafie, prin alfabet și prin tot ceea ce cultura a produs în ultimii 5.000 de ani. Deci, fabuloasa dimensiune umană a creației, din punctul meu de vedere, trebuie recuperată din două perspective. Perspectiva verticalității, stai drept, fii vertical, nu? La propriu și la figurat. Și pe de altă parte, folosește-te de darul cuvântului. Găsesc că astăzi e o amenințare la adresa umanității noastre care vine din două locuri, din două părți. Culturea divertismentului despre care vorbea Dacian Paladi, care este o cultură a hipersexualizării, a entertainmentului, da? A consumului clipei aici și acum, dar nu clipa care îți revelează eternitatea, ci clipa care te face să uiți de moarte și de posibilitatea ei. Deci avem, într-un fel, o abdicare de la verticalitate, o prăbușire în orizontala cotidianului zgomotos, da? Hipersexualizare, consum și așa mai departe. Este o amenințare la adresa umanității noastre care uită că, de fapt, sexualitatea există și în regnul animal. Numai că ea ține cont de rânduielile firii. Și a doua amenințare, care mi se pare evidentă, este videocrația. Trăim într-o lume în care analfabetismul, incapacitatea de folosire a cuvântului, e înspăimântătoare. Deși investim bani mulți în educație, avem, nu, revelațiile recente ne spun asta și în România, 50% din tineri care nu vorbesc sau nu înțeleg ceea ce citesc sau nu vorbesc articulat. Cu alte cuvinte, au pierdut legătura cu logosul. Ca să ne salvăm umanitatea, ca să fim oameni, trebuie să fim verticali și să folosim cuvântul, care nu e doar, repet, o exprimare verbală a unor gânduri, ci care e, de fapt, o căutare, chiar și în tăcere, a unui sens. În această căutare a unui sens final al vieții, cred că îl descoperim și pe Dumnezeu, avem și experiența trezirii conștiinței și avem, până la urmă, împlinirea umanității noastre. Mulțumesc!